Și nu te-ai găsit iubit. Nici nu mi-am găsit? Da. Că am fost cur... Am doar 2 ani că sunt cu minte, dar 3 ani mi-am bătut joc toate fețele pe care le-am întâlnit. De ce? De ciudă. A, dracului topitoc! De ciudă? Da. De ce ți-a fost ciudă? Nu am făcut nimic în mod special, dar în momentul ăla când eram eu copil, am perceput ca și cum genul, nu mai suport femeile sunt serioase și am zis că îmi bat joc de ele și făceam multe chestii nasoale. Te anunț în mod oficial că ești un cretin. De exemplu, cel mai urât din partea mea a fost când am avut 5 date-uri în 5 ore. Mucle, stai dracului jos, mă. De exemplu, în același local, oră de oră, gen, aveam o oră cu o tipă, după, ziceam că hai că am treabă și plec, și gen, conduceam afară și după conduceam la cealaltă. Și apoi din nou la cealaltă. Și apoi seara, gen, m-am dus la una să fac sex, și apoi am spus că scuzeam treabă și am plecat la cealaltă să fac sex. Am prea multă școală ca să mă pun la mintea unui handicapat. Ai făcut chiar? Și cu una și cu alta? Ce? Făceai și cu una și cu alta la câteva ore sau cum? Da, așa eram înainte. Am făcut și cu patru de dată. Îl compătimez, mi-e milă de oamenii bolnavi. E bolnav. Odată, nu știu cum se zice. Deodată. Da. Adică într-un act sexual ai fost... Da, eram așa. Ce iurește și cu tine? Și gen, mai aveam momente în care, gen, ziceam că da, vreau relații, nu știu cum, ca să îi dau niște speranțe, făceam sex pe ea și după la final ziceam că, ha, de-o să-mi folosești pe cap.